cui mă cunosc, cei care nu mă cunosc... N-ați mai venit la lumea SEO pe PC. Da, exact, n-ați mai venit la lumea SEO până acum. Să-mi spui, eu sunt... Mă ocup de marketing online, în general, cam 70% din timp mi-l ocup cu affiliate marketing și în 30% mai fac și consultanță. Fac asta, cred că, de prin 2004. Legătura cu Daily Deals nu am foarte mare, chiar vorbeam cu Andrei mai devreme că singurele campanii care ne-am făcut au fost pentru site-uri de reduceri din afară. În prezentare am hotărât să fac câteva probleme pe care le întâmpină site-urile de reduceri, în particularizat aici, în campaniile de promovare pay-per-click, SEO, Facebook. Mai așa? Da, și ținând așa ca să aude și în spate, nu să aude. Ok. Așa. O primă problemă care cred că o are și Andrei la agregator este conținutul volatil sau irelevant pentru utilizatori în momentul în care ajung pe site. La ce mă refer? În general, un site de Daily Deals are 4, 5, 10 oferte maxim la un moment dat pe site și ele expiră în 2-3 zile maxim. Ei, motorul de căutare nu are timp să indexeze paginile respective și să le și afișeze imediat. Și s-ar putea la un moment dat cineva să caute ofertă de tartraș, să spunem, și să ajungă pe un site de reduceri care poate a primit pe oferta respectivă 4, 5, 20 de linkuri și este poziționat bine, dar când ajunge pe ea, fie e o pagină care redirectează către pagina, către homepage, fie îi apare oferta cu mesajul că oferta a expirat și reveniți mai târziu, poate vom reface oferta respectivă. Ceea ce e devastator pentru campaniile noastre și da, pentru SEO, nu numai pentru SEO, și pentru campaniile noastre. Da, pentru că atunci primul lucru pe care îl va face e să închidă site-ul și tot o efortul pe care l-ați depus pentru a-l aduce pe site s-a pierdut. Ca soluție la oferta asta, la problema asta, în primul rând, și ceea ce n-am văzut la niciun site de reduce decât la agregatoare, este împărțirea ofertelor în categorii sau taguri. Dacă eu pe site aș avea categorii în care am categorii oferte de dentist, oferte de epilare, ceea ce caută lumea, utilizatorii frecvent, ar fi mult mai ușor în momentul în care eu îmi expiră oferta, îmi redirectez oferta respectivă către pagina de categorie în care eventual în momentul respectiv eu am altă ofertă prezentată acolo sau dacă nu am nicio ofertă pot să-i ofer formular de capturare lead în care să-i spun nu avem acum, dar poate în 3-4 zile o să avem ceva care să îți satisfacă nevoile și lasă-ne e-mail-ul. Ceea ce înseamnă, scuze, te întrerup, dar eu am niște întrebări. Ceea ce înseamnă că nu o să mai păstrezi pagina respectivă, adică pagina respectivă? Pagina respectivă o voi redirecta cu 301 către pagina de categorie în momentul în care a expirat, pentru că o pagină de ofertă devine total nerelevantă în momentul în care a expirat. Așa. Paginile de categorii create cu conținut unic și optimizate cât mai bine din punct de vedere SEO și exact ce spuneam, adăugarea unui formular de capturare lead pentru paginile în care nu am oferte. De exemplu, dacă pe pagina de oferte epilare se întâmplă în ziua respectivă să nu am nicio ofertă, să-i prezint formularul de capturare lead. Mai departe. A doua problemă principală e că majoritatea ofertelor au un target geografic limitat, adică sunt limitate pe oraș. Toate serviciile, de multe ori chiar pe cartiere, că eu din, să spun, nu știu, zona de la Obor, nu o să mă duc
pună la un militar ca să facă un puns sau la un cabinet stomatologic. Poți să aștepți poate altă ofertă sau cei din București nu o să meargă niciodată în alt oraș ca să își facă, nu știu, orice, o revizie la mașină sau altceva. Ca soluții pentru problema asta, în primul rând, campanii targetate local, se poate și în Google AdWords, și în Facebook, selectând orașul. Atenție, știi? Selectând orașul și scris în diverse feluri, ca să... Da, ca să atragi mai mari volumi. Să-i nimerim pe toți. În fine, că vezi care este volumul pe care îl targetezi. Așa, și o altă recomandare este colectarea lead-urilor și cu locații. Fie că e prin selectarea în formular a locației, fie prin geolocarea IP-ului. De multe ori veți vedea că adăugând mai multe câmpuri la formular, rata de conversie pe el o să scadă, pentru că fie utilizatorul simte că privacy-ul lui e afectat dacă îți oferă mai multe date, fie pur și simplu nu are chef să-ți dea datele respective. Problema principală, și mai ales asta se întâmplă pentru site-urile mai mici, e concurența foarte mare și veniturile mici pe tranzacție. După cum spunea și Andrei, numărul de site-uri e imens pentru o piață care e undeva de 4 milioane în total și din care cred că doar 1 milion cumpără de pe net. Concurenții cu bugete foarte mari, gen Groupon, Fandil, care sunt peste tot. Nu poți să treci în fața lor. Competiția directă cu afacerile promovate. Dacă promovezi o ofertă de tartraj, automat vei fi în concurență directă cu toate cabinetele stomatologice care câștigă cu siguranță mult mai mulți bani per click care le-au adus pe site pe tine ca site de reducere, care vinzi un detartraj cu 10 lei din care tu iei doar 3 lei și mai dai și pe procesare și alte comisioane. Așa, exact ce ziceam, veniturile per tranzacție sunt mici, undeva între 25 și 40% în funcție de site și valoarea tranzacțiilor mică. Știu că o valoare medie, asta nu știu, de la o întâlnire, două parale, era pe la 65-80 de lei. L-aș întreba pe Andrei, uite, nu l-aș fi întrebat care este valoarea medie a... S-a schimbat un pic, e invers acum. Întrebarea e pentru tine. Care e valoarea? Dar vezi tu full screen. Nu are legătură neapărat cu... Întrebarea era care este valoarea medie per tranzacție în GIF. Valoarea medie per tranzacție... Adică comisionul... Comisionul meu mediu, nu? Deci este undeva între 8 și 10 lei. Sincer, n-am calculat niciodată. Nu m-a interesat. Da, în fine. Dar sunt... Cel mai mare comision cred că a fost câteva sute de lei de la... Cel mai mare, dar oricum este... Silicone. Da, chiar astăzi văzusem că era... S-a repornit Siliconul la Groupon. S-a dat la liber. S-a dat liber la asta, da. Și mă gândeam cu 590 în comision frumos, dar... De fapt, cred că 5% că este, nu știu, e o categorie... Specială. Da. Dar așa că e bine. Numai că greu convinge o femeie să-și pună silicone, știi? Adică, dacă convinge o femeie să-l pună scrivarea, chiar merită 250 de lei. Așa. Ok, deci asta era întrebarea, dacă aveți... Așa, și iarăși costurile de operare destul de mari pentru site-urile de reduceri, pentru că pe lângă marketing au și oamenii care caut agenții de vânzări. Next. Ca soluții? Campaniile de promovare trebuie orientate spre lead. Cuponul e cel mai, cum să spun, clar, adică a demonstrat chestia asta funcționează. Nu cred că niște oameni care au
un business de miliarde, greșesc când toate campaniile lor sunt orientate către capturarea de lead. Pentru că chiar acum recent am văzut că Fundy a început să promoveze foarte puternic direct către produs și nu știu cât de mare e rata de conversie și îl face să merite tipul ăsta de promovare. Apoi, optimizarea continuă a paginilor de capturare lead. Dacă ați văzut, cred că Groupon a avut sute de variante pentru pagina respectivă în care scrie Joe, John Doat, e-mail.com. Ion Popescu, da. Așa. Iarăși o chestie care n-am văzut-o până acum e listarea ofertelor pe site-uri și newsletter diferențiate în funcție de sex. Niciun site de reduceri colective nu face chestia asta, nu știu de ce. Chiar astăzi mă uitam și pe un agregator, nu reputit, și am văzut că eu ca bărbat intru și văd în primele 40 de oferte, doar o ofertă care ar putea să mi se adreseze mie era ceva de restaurant. În rest, cred că erau 10 oferte de epilat, vreo încă 5-6 oferte de tunsori, ceea ce poate nu mă interesa în momentul respectiv. Dacă aș fi avut poate mai multe oferte în primele 30-40 de oferte, aș fi, poate m-ar fi convins mai ușor să cumpăr, pentru că până la urmă majoritatea vânzărilor se fac pe landing page, unde a ajuns prima dată cumpărătorul, utilizatorul. O altă chestie care a fost o idee așa e să creați liste, de fapt site-ul ne-ar trebui să creeze în conturile de AdWords liste pentru remarketing, prin care automat când apare o ofertă nouă, să aibă exact utilizatorii care au fost interesați, deci au mai ajuns în zona respectivă de site și să activeze, să spunem, nu știu, ofertă de epilat cu 70% reducere. Au avut la un moment dat pe site, lumea a mai ajuns ulterior pe pagina respectivă în categoria de epilări și s-a reactivat, am mai negociat un contract. Toți care au ajuns pe pagina respectivă până atunci mi se poate reprezenta oferta respectivă prin intermediul Google Ads. Ultima chestie. Ar trebui să îi întreb un pic, dar câți dintre ei au făcut remarketing sau au avut tendința de a face remarketing în AdWords? Așa ca să știi că când zici de listă, eu am înțeles ce zic. Interesant, eu am acum o provocare, cum punem codul pe fiecare categorie și după acum cum facem segmentele diferite. Tot felul de lucruri de astea la care eu am început să mă gândesc când tu ai spus de liste, dar nu știu câți dintre cei care sunt... Ideea în remarketing, nu știu dacă toată, dar cel mai bine cred că ar fi... Da, să-i întrebăm, da. Câți dintre cei prezenți au... Știu ce este remarketing-ul, cred că... Așa, ideea de remarketing care este? Poți prin intermediul platformei AdWords să retargetezi, adică să le prezinți reclame utilizatorilor care deja au fost pe unele pagini din site-ul tău. Sau unele categorii sau acolo unde îi marchezi tu. Exact. În momentul în care, să luăm un exemplu, în momentul în care ajung la mine pe site în categoria de oferte servicii auto, să spunem, eu îi salvez pe toți într-o listă, adică fiecare utilizator este marcat cu un cookie și Google știe că utilizatorul ăla a fost la mine pe site. În momentul în care mai am încă o dată o ofertă de service auto, activez lista respectivă cu niște bannere în care îi spun, băi, uite, iarăși am ofertă, știu că ai fost interesat, mai ai nevoie de oferta respectivă, pentru că multe oferte pe site-urile de reduceri sunt repetitive și cu o repetitivitate destul de mare, adică femeile au nevoie mereu de coafiuri, epilare, bărbații, nu știu, trebuie să tundă și ei, masaj. Ok, tracking. Trebuie fiecare utilizator urmărit și văzut exact de unde a venit, ce a făcut pe site, după cât timp a convertit, care sunt sursele cele mai bune de trafic, cum
au ajuns la tine pe site și în felul ăsta găsite canalele cele mai bune găsite canalele cele mai bune de promovare care aduc return-ul cel mai mare și acolo investi cel mai mult. Așa, ca propuneri de campanii de promovare pentru un site, să spunem, mic, care nu are un buget imens, aș recomanda în primul rând Facebook Ads, pentru că dacă te interesezi puțin în piață, o să afli că, în general, există un demografic particular pentru tipul ăsta de site-uri, care consumă mai mult. E, demograficul respectiv poți să-l targetezi prin Facebook Ads. Pe locul 2 aș spune SEO, deoarece nu e greu să-ți optimizezi site-ul cât de cât bine. În general, tipul de oferte Daily Deals primesc multe link-uri, deoarece la un moment dat poți să trimiți să ai o ofertă foarte bună și să fie destul de viralizată și să apară pe foarte multe site-uri care îți dau link ție. Și în felul ăsta vei crește automat și concurența nu prea o face chestia asta. Apoi, sigur, dar cum faci cu problema conținutului? Că n-ai suficient de mult conținut. Adică exact ce spuneam. Faci zona de categorie în care îți pui conținut unic și cred că mai mult decât... să scrii articole despre... Dar nu neapărat începi să scrii articole, e de ajuns să scrii o pagină în care tu îți pui ofertele respective. În subsolul paginii ai și conținut relevant, unic, pentru cuvintele cheie pe care le-ai targetat. Așa, Google AdWords... Bine că l-ai pus pe locul 3 aici, chiar mă supăr, adică ar trebui primul Google AdWords. Nu și este, cum, Google AdWords pentru ce? Search sau pentru display sau și remarketing-ul, pe o soluție? În primul rând, search. Acolo este poziția de search. Din ce cauză am pus așa? Pentru că prin Google AdWords găsești oameni care caută diverse lucruri, dar nu sunt în mindset-ul de reducere. Am văzut de multe ori, dacă îl trimit către ofertă, convertește mai puțin decât dacă îl trimit către un lead capture și apoi către ofertă. Deci, rata de conversie clar poate să fie mult mai bună în felul ăsta. Așa. Agregatoarele care nu trebuie să fie ca business, nu trebuie să-ți aducă mai mult de 30%, exact cum spunea și Andrei mai devreme. În momentul în care te bazezi pe ele, în primul rând, tot din business-ul tău dai, deci în care nu câștigi decât 20-30% din ofertă, mai dai 10% din aia 20% și deja ai rămas cu 10%. Și în al doilea rând, agregatorul crește mai bine decât tine, pentru că clar câștigă mai mult și el nu are costul de tare. Apoi display pentru branding, ca să îți crești awareness. Ce nu recomand? Foarte multe dintre site-urile de reducere au început cu concursuri și și-au făcut baze de date de zeci, sute de mii, dar foarte, foarte nerelevanți utilizatori. Degeaba îmi fac eu o bază de date în care s-au înscris toți copiii de 15-18 ani, care niciodată nu se cumpere o reducere și mă laud că am baze de date de 500 de mii și trimit zilnic 500 de mii de mail-uri, poate de două ori pe zi, și majoritatea nu deschid sau return-ul e mult, mult prea mic. Recompense la înscrieri e același lucru ca concursurile și cashback, pentru că dacă obișnuiești utilizatorul să primească bani înapoi pe oferta pe care deja e redusă, apoi nu o să mai reușești să-l scoți din mindset-ul respectiv. El mereu se va duce acolo unde știe că primește bani pentru că a cumpărat ofertă. Dacă aveți întrebări. Am vorbit cam mult? Nu, ești ok. Andrei, o întrebare. Puneai de
pagini statice pe categorii, la ce te referi? Da, pagini statice pe categorii, mă refeream la pagini optimizate din punct de vedere SEO, în care să ai și conținut unic în subsolul paginii undeva și eventual ofertele să ți le încarci din JavaScript sau adică necitibil. Pagina respectivă să fie văzută de un bot Google ca o pagină statică în care pur și simplu e prezentat tipul respectiv de așa e, da. Serviciu. Că avantajul e că nu face nimeni chestia asta în momentul ăsta. Nu și... e cloaking. Nu e cloaking dacă face asta. Nu este cloaking, pentru că... Ai text care utilizatorul vede și postul nu vede. Păi da, dar textul vede, vede. Eu, și utilizatorul și... Vede și pe ăla până la deci... Așa zice și că nu vede, nu citește. Nu zic eu doar... Nu este cloaking ca, adică utilizatorul vede și el textul respectiv pe care îl vede bot. El zice că e cloaking pentru că nu vede Google JavaScript-ul. Asta e problema Google. Adică... Am te întrebări? Am pus prea acum. Ok, mulțumim mult! Am eu o întrebare. Care a fost ordinea la serviciile recomandate? Ordinea la... Metoda de promovare, probabil. Da. Care cum au fost alese? În ce ordine? De ce cum ai cu primul? De ce al doilea tău? De ce al doilea? De ce ordine ai SEO primul? De ce nu... Care? Că eu militez pentru... SEO. De ce nu SEO primul? Pentru că ne uităm un pic la... Dacă ne uităm un pic la costuri, până la urmă, totul ar trebui să fie drive by cost. Primul ar trebui să fie SEO, al doilea ar trebui să fie agregatoare, al treilea ar trebui să fie Facebook Ads și de-abia al patrulea ar trebui să fie Google AdWords, care e cel mai scump. Nu e după care este cel mai ieftin, ci care este cel mai eficient în creșterea business-ului. Deci Facebook Ads e cel mai eficient. Da, este cel mai eficient pentru că poți să-ți aduci foarte repede foarte multe lead-uri. La asta mă refer. Și la un preț mai mic decât Google AdWords. Eu cred că dacă... Ok, deci eficiență slash cost atunci. Exact. Atunci iarăși SEO trebuie să fie primul. Păi nu poți să-ți aduci același volum în perioada în care eu, dacă astăzi încep site-ul de reduceri, și îmi încep o campanie de Facebook Ads, până la sfârșitul lunii, pot să ne aduc o bază de date de 100.000 de utilizat de subscriberi. Fără niciun fel de relevanță. Nu, deci... Păi de ce fără niciun fel de relevanță? Nu, deci oameni care se înscriu pe un formular de capturare lead care îi oferă reducere, adică nu îi oferă un iPhone și înscrie-te la baza mea de date. Nu la asta mă refer. Din câte știu, Facebook stă cel mai prost din punct de vedere al conversiei, ceea ce înseamnă că voi avea un trafic foarte mare, dar care se va converti probabil cel mai prost. Eu aș zice că trebuie să mai faci campanie de mai testez un pic, dar duci și mie cam și eu o adăugire la... Cred că valoarea cea mai mare o ai când ai deja o comunitate pe care tu o targetezi cu o ofertă, nu? Practic, de aici vine valoarea unei... ai audiența pe care tu o controlezi, pe Facebook, poți să controlezi audiența și poți să strângi audiență relevantă pentru că poți să segmentezi demografic. Lasă-mă să zic și eu. Așa? Și poate să ajungă like-ul, care înseamnă practic... ce înseamnă like-ul? Like-ul înseamnă eu am control asupra acestui utilizator. Pot să-i trimit mesaj când vreau eu. Pot să comunic cu el în felul în care vreau eu și pot să resegmentez audiența respectivă. Adică dacă aduc 10.000 de like-uri pe o pagină, după aia, eu pe pagina respectivă pot să targetez doar femeile până în 21 de ani, doar femeile între 21 de ani și 23 de ani, doar bărbați între... Înțelegi ce spun? Și atunci eu am control asupra ceea ce fac. E, normal că poate achiziția inițială de like o să fie un cost. Dar dacă te gândești la faptul că tu poți să retargetezi și retargetezi audiența respectivă, o să-l las și pe Gabriel să ne povestească un pic despre chestia asta și sper să-mi dea dreptate, cel puțin pe partea de Facebook. Adică am văzut că sunteți activi pe Facebook și, și nu numai grupul, și Pandilul, la fel, extrem de activ.
Și acolo își construiesc masa. Cred că ăsta e rațiunea pentru care Vlad a adăugat Facebook Ads. Dar eu vreau să stai să mai combat și eu, că a zis Google Ads o spart 6-lea loc, l-a zis. Și aici vreau să combat un lucru vis-a-vis de cost. Îți spui Google Ads e scump. Aș vrea să... scump sau ieftin sunt două concepte care vis-a-vis de mai nu prea au locul. Scump din punct... Adică scump ce înseamnă scump? Că nu prea găsesc aici, adică scump. În comparație cu alte metode de promovare. Păi depinde cum sunt calculate, că dacă eu pot să-ți calculez la niște obiective SEO pe care ți se par normale, pot să-ți calculez costuri implicate ca să atingi obiectivele respective. Și care e obiectivul principal în SEO? Trafic organic, da? Cât mai mult trafic organic. Bun, perfect. Eu același trafic organic, cât te-a costat să aduci traficul organic? Păi, toate modificările de programare care le-ai făcut în site-ul tău, tot conținutul dezvoltat și gândit pentru site-ul tău, link building-ul pe care l-ai făcut, auditul, reauditări pe site, să vezi dacă ai făcut bine, dacă n-ai făcut bine, dacă le faci tu in-house sau externalizat, nu contează. Ideea e că asta reprezintă costuri. Costuri care se transformă în costuri pentru traficul ăla. Eu îți spun că foarte rar am văzut site-uri care au investit în Search Engine Optimization și care au costuri mai mici decât AdWords. Depinde de domeniu, într-adevăr, există multe depinde, dar în niciun caz n-aș pune pe locul 6 search-uri. Adică, ok, dacă tu pui SEO pe primul loc, clar, poate pe al doilea loc aș pune search-ul, dar ok, pe al treilea, în contextul în care nu poți să construiesc neapărat comunitatea. Dar dacă o leg cu un remarketing și îmi și strâng comunitatea, pe atunci nu mai am nicio problemă. Că am și comunitatea pe care le fac lista de utilizatori pentru remarketing și le dau oferta mea, deci pot să ajung iar la ei. Știu că sunt interesați pentru că mi-au făcut căutări specifice. N-ar niciun sens să fie pe locul 6. Din punct de vedere al volumului, SEO stă mult mai bine. 45% și aici vreau să mă critici colegii mei după partea cu partea de SEO. Eu din câte știu, statisticile universale sunt așa. 45% din traficul din volumul de căutare este absorbit de primul rezultat, undeva la 25% de al doilea rezultat și sub 10% de al treilea rezultat. Asta pentru un keyword cunoscut. Da, pentru rezultatele organice vorbesc aici. Iar rezultatele anorganice, toată lumea acceptă statistica că 30% din căutări sunt absorbite de... ok, eu n-am un CTR foarte bun pe toate, adică am un 15-25%, între 15-25% CTR-ul, că n-am. Merg numai pe exact match, dau un exemplu acum, știi? Nu știu. Adică o variantă safe. Asta e o glumă. Asta e o glumă. Da, e o variantă safe. E o variantă safe. Dar zic, la un 10-15 CTR, da? Deci eu absorb 15% din traficul căutat, din căutările relevante. Eu nu zic, Doamne ferește, nici pe departe SEO nu e, dar nu l-aș pune pe al 6-lea pe AdWords. Asta e singura mea frustrare, ca să zic așa. Oricum, nu s-a înțeles foarte bine ce am vrut eu să spun. În primul rând. Și pe Facebook. De pe Facebook, niciodată nu i-aș duce către tot o pagină de Facebook, că nu sunt fanul acestui lucru. I-aș duce către formularul de capturare lead. Apoi, apropo de discuția polemică, așa, aș pune pe locul 2 și SEO și AdWords. Apropo de ce ai spus tu de volum, niciodată nu o să poți aduci din SEO la fel de mult volum ca din AdWords. Pentru că nu, pur și simplu, nu e făcut algoritmul Google în așa fel încât să te rancheze pe tine pe o 10.000 de cuvinte cheie în SEO, ci acolo poți să, nu știu, ești... Contrazic, JPN. JPN. Cazul companiei americane, care era rancuită prima pe un volum atât de mare de keywords, încât a generat un mega scandal. JC. Nu era vorba despre chestia asta, că nu era prima. Era prima pentru un volum foarte mare de keywords. Da, da, gândește-te că totuși era limitat numărul ăla de keywords și ajungi primul pe un volum foarte, foarte mare de keywords după 3 ani, 5 ani, în momentul în care ai un site foarte puternic, un brand foarte puternic, gândește-te că ești un site la început.
care abia a pornit de 3 luni, abia l-ai pus online de 3 luni, prin Google AdWords pot foarte rapid să ajung la foarte multe cuvinte cheie. Cu SEO îmi este... Corect, pentru un site nu așa e, da. Nu să spun foarte greu, dar este greu să ajungi pe foarte multe cuvinte cheie. Într-adevăr, poate este mai cost efficient într-o piață ca România, dar într-o piață ca UK sau US, pe zone unde sunt foarte, foarte mulți competitori, e foarte greu să ajungi ca site în față, ca site nou, mă refer, fără să investești foarte mulți bani. Și aici revin la ceea ce spunea Ionuț, că făcând calculul tot ceea ce faci pentru campania respectivă de SEO, s-ar putea traficul pe un anumit termen, să spune, pentru că în general SEO e bine că e pe termen lung, adică o să calculezi un revenue, să spunem, pe 3-5 ani. AdWords, dacă fac 3-5 ani, plătesc în continuu. La SEO costurile sunt mari la început, mai mici după, pentru că odată ce ai ajuns în față, doar trebuie să ții competiția în spate, nu trebuie să îi mai depășești pe ceilalți. Am atât. Nu cred că de acord, dacă aș fi de acord cu tine, ar mai zice ceva, dar nu cred că de acord. Te așteptăm mai des pe la lumea SEO, mai intrăm în polemici, ca spus să avem mai multe păreri și să fie ceva mai tehnic decât partea asta de reduceri, știi, că acum e mai soft, așa. Trebuie să vină și Horia, ca să fie și Horia, știi, că dacă vine și Horia, se încinge. De-aș mânca, de-aș construi listele de keywords și de-abia după aia să mișca în zona SEO. Adevărat? În general, profesioniștii în materie de SEO folosesc AdWords doar ca mijloc de informare. Discover, da. Ca și Discover. Da. După care încep să construiască cerculețele, numim noi. Vreau să fac am adăugire. Într-adevăr, așa se întâmplă, doar că mai fac chestia asta timp de 6 luni, un an de zile, ca să înțeleagă și trendurile respective. Și ca să-ți creeze ei o istorie a site-ului lor și lucrează în paralel. Și mai e o chestie. Toți cei care fac sunt specialiști în SEO și fac specialiști la nivel, mai macro. Advanced, macro, da? Folosesc și nu se opresc niciodată. Categoric. În general, însă, cea mai bună metodă SEO, după părerea mea cel puțin, este a nu targeta cuvintele pe care le targetează toată lumea, ci a merge în long tail, unde în long tail puteți targeta 2, 3, 4, 5 cuvinte, fraze întregi. Este un joc, într-adevăr, costisitor, termen lung, însă este foarte greu de determinat din punct de vedere al concurenței. Pentru că concurența ar trebui să aibă exact aceleași date. În momentul în care toată lumea targeta în AdWords, este o luptă continuă pe un număr relativ de cuvinte, mic relativ de cuvinte, în care unii folosesc metode safe, cum ar fi exact match, special pentru a nu cheltui în plus. Ceea ce SEO îți permite să te joci destul de bine din punctul ăsta de vedere, pentru că poți targeta o listă mult mai mare de cuvinte. Până la 800, poate chiar milioane de cuvinte, fără probleme. Mulțumim mult de tot. A zis de bine. Te mai știu. Am făcut SEO undeva prin 2000-2001. Iar în momentul de față lucrăm o aplicație special targetată pentru partea de SEO, se numește OpenS. Și studiem destul de mult subiectul ăsta înainte de a scoate anumite lucruri pe piață. General, însă, eu cred că dacă e să discutăm de Google AdWords, în România costurile pentru Google AdWords o să crească destul de mult, pentru că cu cât concurența mai mare, așa cum se întâmplă într-o piață ca în Statele Unite, cu atâta costurile cresc. Este foarte ușor să ajungi, vă spun de pe acum, este foarte, nu știu cum anume cheltuiți în Google AdWords, dar este foarte ușor să ajungi la 5-10 dolari pe click în AdWords. E drept că merită. Nu, în afară. Însă, ăsta va fi, viitorul în România. Ce scuze, în afară, în Europa? Statele Unite. În toate Statele Unite? Că eu am avut experiențe diferite în diferite regiuni ale Statelor Unite. Categorie, da. Arkansas, de exemplu, să cheltuie mai puțin decât în Washington sau în California. 10 euro pe click? Na. Adică,
trebuie să fie cuvântul ăla prea general, știi, ca să coste atât. Adică cuvintele specifice care chiar au valoare, ok, într-adevăr poate să coste, dar... Orice piață care are concurență te împinge în punctul ăla. Și în genere, dacă până acum discutam despre faptul că agregatoarele, de exemplu, încasează bani de la cei care folosesc agregatoarele, sau în fine, că doar ele câștigă, Google AdWords îți dă posibilitatea deosebită ca Google să câștige banii pe care i-ai meritat tu. Pentru că acum, apropo de subiectul discuției, ca să revin, este foarte adevărat că o parte din banii pe care îi pasa în discount, o parte din banii pe care îi pasa în discount, pot fi luați din bugetul de marketing. Cred că asta am înțeles. Da, vezi, două centre de ecosistem, și marketing și vânzări, pentru că am două. Corect, și face sens, e fair, însă cum ar mai să împac asta cu Google AdWords? Pentru că Google AdWords e destul de scump. Da, hai să ne gândim și la altă chestie, că Google AdWords este destul de scump în zone de business unde chiar return-ul pe client este mare. E mic. E mare. E mic. AdWords e scump, când return-ul pe produs este mic. Nu AdWords. Ah, da, corect. Este mic, da. Google e scump pentru, pentru cei care câștigă puțin. Google câștigă puțin din produs, nu asta. Da. Google e scump pentru cei care câștigă puțin. Asta vrei. Nu, nu, vreau să spun că business-uri în care câștigi foarte mulți bani de pe urma unui client. Acolo merge foarte sus bidul, pentru că bidul o să vezi că nu e 10 dolari, decât în anumite adică atunci când câștigi bani după nișe, gen hosting, credite, asigurări, pentru că acolo, în primul rând, în momentul în care ai achiziționat un client, venitul de pe el este foarte mare și pe o perioadă lungă de timp nu o să vezi niciodată în, să spunem, chiar dacă este o, uite, luăm o nișă de weight loss, care este o nișă foarte, foarte concurențială. Deci sunt foarte mulți playeri care vând tot felul de suplimente, tot felul de programe. Nu cred că s-a ajuns niciodată peste 3 dolari, pentru că nu e... Dar e un caz, nișa de Forex. Păi da, dar nișa de Forex este o nișă în care se trebuie foarte, foarte mulți bani. Și profitabilitate mare, ei n-au costuri acolo. Adică costurile acolo... sunt pentru platformele respective care biduiesc pe Forex software și bla bla bla, care sunt cele mai scumpe, așa, e foarte mic. Medicală. Da, iarăși, uite, deci sunt nișe în care venitul per cumpărător achiziționat este foarte mare și își permite, pentru că nu face sens ca business, ca un tâmplar din Washington sau din California, unde cred că mai sunt încă 5.000 de tâmplari, să biduiască 10 dolari pe click, pentru că e ilogic pentru el, automat, să zicem, el câștigă 800 de dolari la un client, care vine din nu știu câți, adică în funcție de o rată de conversie. Da. De asta zic că și în România o să crească costurile, dar în nișe în care se fac bani. Deci și din cauza asta nu sunt mari costurile acum, pentru că nu prea se fac bani. Uite, de exemplu, există nișe în care chiar am avut surpriza să ajungem și la 8 lei pe click în România. 8-9 lei pe click. Și anume în servicii care au curba de achiziție foarte mică. Adică intră și e foarte predispus să cumpere exact în secunda aia, să sune sau să facă acțiune exact în secunda aia. Și recurența cu produse mare, la bilete de avion e vai steaua lor. Deci sunt, la bilete de avion nu e rentabil aproape. Aș putea spune că, păi nu, că profitabilitatea e extrem de mică și nu sunt loiali pentru curse la... ambulanțe, dar nu toate ambulanțele, un anumit tip de ambulanță. De ce râzi? Oare ești acolo, ești lângă mine? Ești în coasta mea acolo? Nu? Tu ești pe locul 2 acolo? Nu, glumeam. Ideea e că chiar s-a ajuns. Deci există niște cuvinte unde, încă o dată, la ambulanță, practic, tu ai curba de achiziție imediat. Adică nu stai să te gândești. Deci ce să faci? Să te gândești la ambulanța 1, ambulanța 2, ambulanța 2. Tu e prima care o găsești acolo, ai nevoie de ambulanță, nu? Și nu e vorba de ambulanță umană. Deci, înțelegi ce zic?
vreau să zic că acolo e, lucrurile se întâmplă repede și atunci acolo poate să crească, în servicii de genul ăsta. Dar unde ai profitabilitate mică pe unitate de produs, clar nu o să crească, pentru că nu o să lupte nimeni. Profitabilitatea este directă în relație cu competiție. Cu cât va fi mai multă competiție. Nu, nici vorba. Profitabilitatea nu este directă, nu. Nu este adevărat. Profitabilitatea este ține de... Da, invers proporțional, ok. Da. Da. Pentru că e problema de produs. Aici e marketingul de produs și marketingul de preț care decid, practic, că dacă tu legi două produse, tu ai un magazin online, da, și legi două produse și faci media pe coș de produs mai mare, da, atunci crești și profitabilitatea. Că tu îți permiți să cheltui suficient de mult ca să îți generezi acel profit din coșul de produs fiind mai scump. Da, e optimizarea vânzării, da. Adică dacă o conversie la tine poate să coste 25 de euro, pentru că tu ai un produs care îți produce ție 250 de euro, atunci e rentabil să coste 25 de euro conversia. Dacă la tine conversia trebuie să coste 2 euro, pentru că tu câștigi 5 euro din produs, păi, na, multă baftă să scoți o conversie la 2 euro. Adică multă, multă baftă, foarte multă baftă. Îți urez toată baftă din lume. Oricât de bun ar fi specialist în AdWords. Na, îți spun de la specialist la specialist, nu știu exact dacă te ocupi și cu zona asta, nu, dar... Nu, nu, încă la AdWords moment. Ok. Vreau să întreb și eu, atunci... O întrebare și după aia gata, numai că... Nu se merită mai mult atunci să faci AdWords pentru cuvântul care face conversie? Da, dar de unde știi care e cuvântul care face conversie? Și de unde știi că dacă a făcut odată conversie, o să-și păstreze pattern-ul? Păi te unde știi? Teste. Ok, îl faci... Deci pierzi bani. Deci pierzi bani, nu? Da. Deci, păi, na. Da, normal că așa se face, da. Există un serviciu de raportare? A ce? A cuvintelor care ar face conversie? Păi, dar nu, că conversie e o chestie foarte ciudată. Adică nu face conversie cuvântul. Doar predispoziția de a face o conversie. Eu nu cred că întreabă de dacă există un e-commerce pentru AdWords. Cred că asta e. Știi, e-commerce pentru modul de e-commerce în Analytics, la activezi și îți afișează datele și când nu cred că întreabă despre asta. Nu zice dacă există o listă de cuvinte care fac conversie. Asta am. Tu ai întrebat de un tool. Nici nu există listă. Asta cum îți dai seama care cuvânt a făcut conversia în afară? Asta e. Intuiția. Și experiența. Ok, gata.